Ура! Ура! Bună seara! Bună seara, bună seara, bună seara! Noi suntem aici pentru că este live, pentru că v-am anunțat, pentru că noi astăzi suntem foarte gelosă și pentru că în seara asta, la un vin bun, apropo, Vlada, sticluța a ajuns de la vinăria tu. Scoate, Angela, sunet! Angela, tu nu știi că scoate sunetul. Vlada, vinișorul ăsta de poamărare, foarte gustoșel, un rozet de latu, o vinărie apropo fitlor cu care eu mai colaborat. Ia, trageți câte un gât și vedeți dacă este bun cu adevărat. Dar ce plăcut mi-a fost când am intrat în studio și zic că asta e pentru live. Făcut o paranteză, nu degeaba noi la fiecare live scriem că noi bem bem. Eu știu de și roze, că eu când mă duc la Poloboșic acolo. Dar noi ne să alegem alb sau roșu. Roze. Și să fie și una și alta. Roze este vinul femeilor care nu sunt geloase. Deci cred că este clar din cele spuse de cred noi. Cred că Angela o să fac singură emisiunea asta. Despre femeile care nu sunt geloase, dar noi suntem două. Să bei roze. Și eu. Eu nu sunt geloasă. Adică tu nu ești geloasă? Adică eu nu sunt geloasă. Cred. Nu, chiar nu sunt. Da, eu. A, tu mă tin că e te-ai uchit la sticla asta. Deci, primul live din anul ăsta. Da. Suntem la primul live din anul ăsta. Tema de data asta, am zis să dăm tonul cumva anului și tema a fost propusă apropo de unica negeloasă de aici, dintre noi, de Angela. Două. Ala, tu nu erai. Deci, Angela, da. Să ne explici poate de ce a ales tema și nu a lăsat telespectatorii și prietenii noștri pe Facebook să o aleagă. De ce despre gelozie și, apropo, despre gelozie se poate de vorbit încă 10 secole înainte și tot nu o să ieșim în capăt. Angela, de ce despre, de ce ne-ai băgat în, în așa temă? Deși noi putem vreau să vorbim despre altceva. Interesant. Mi-e foarte interesant cum, adică eu vorbesc, eu, voi observați, eu spun și fetele se conformează. Da, nu, dar de fapt gelozia e o temă faină pentru că chiar dacă există foarte multe spuse deja la tema asta, pentru că noi nu încetăm să fim geloși niciodată și pentru că în momentul în care cineva vorbește despre asta și poate că oamenii au întrebări la care vor răspunsuri și noi așteptăm întrebările voastre, nu neapărat de ce este gelozia pentru că noi o să vorbim, dar poate că niște hinturi cum se poate ieși din asta. Sau cum se poate intra în asta. Dar. Sau cum se poate intra în asta, pentru că profesorul meu de la Cluj zice așa, dacă într-o relație nu există o criză timp de 3 ani, inventați-o. Pentru că altfel relația moare. Eu pot răbdi de inventa, eu scenarii pot scrie. Gelozia e cea mai bună pentru o asemenea chestie. Am înțeles, dar permiteți-mi să fac o simplă, mare, scumpă, hai, dragă paranteză. Dragi prieteni, noi cu fetele ne-am gândit și am hotărât că revenim în sezonul 2 la TV8, sâmbătă seara, la ora 21, începând cu luna februarie. Chiar la începutul februarie, mi se pare că 3 este prima sâmbătă, noi intrăm pe post cu drag și dor de voi. Sperăm să aducem unele îmbunătățiri în emisiune, sperăm să devenim mai dinamice. Nu sperăm, noi să le aducem. Noi deja le facem. Ei bine, noi o să aducem unele, normal, unele îmbunătățiri în emisiune. Deja muncim la asta și deja știm câțiva invitații care vor fi prezenți în luna februarie la ecran, așa că fiți atenți. Și avem bine și niște găselnițe. Noi. Pe care o să le vedeți acolo. Mm-hmm. Așa că ne vedem în februarie, dar până în alta, azi suntem la live. Hai, fitlor, negeloaselor, geloaselor, negeloaselor. Salut! Geluzii, geluzii, geluzii. Dar eu ca moneta aceea. Mă necrăsim. Propun să ne scrieți voi în comentarii ce ați vrut sau poate chiar experiență proprie, de ce nu. O să le dăm citire celor mai lungi și interesante. În rest, pe ceilalți care v-ați alăturat, vă mulțumim și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Mai faceți cât un share, o să vă fim foarte recunoscători. Și bună seara! Fetele! Angela, tocolo cu gelozie, hai. Da, eu am o poezie. Opa, hai. Nu e mie, el topărcean. A, ok. Gelozia. O știți așa? Nu. Tare bun. Habar n-aveam topărcean, scria despre gelozie. Ți închipă? Scria doar despre. În afară de cocoș. Cocoșei și păsărei. Dacă nu ne-am fi întâlnit absolut din întâmplare, tu pe altul oarecare tot așa l-ai fi iubit. Dacă nu-ți ieșeam în drum, ai fi dat cu bucurie altuia, străin, nu mie, mângâierile de acum. Ai avea și vreun copil care poate idiotul ar fi semănat
în totul cu acel tată imbecil. Și așa, ce lucru mare că într-o zi ne-am întâlnit și că-s foarte fericit, absolut din întâmplare. Foarte simpatică poezie, da, așa, tare bună. Așa pacesnacou, cum s-ar spune. Exact. Și esența întregii gelozii. Da, de acord, de acord. Dacă nu ne-am fi întâlnit, oarecum din întâmplare, tu ai fi găsit pe altul cu care să-ți faci copiii. Deci cine e? Da, adică tu, cea care mi-erai mie predestinată, ajungi, măcar din întâmplare, să poți să întâlnești pe cineva, altcineva? Ei, dar cum despre predestinație? A, despre asta? E gelozia, e despre faptul că celălalt devine obiect al iubirii. Eu cred că gelozia este un este ceva inventat. Este un construct social. Nu, este un construct social. Știi de ce? Pentru că citisem acum o carte despre popoarele indigene. Este de Margaret Mead și ea petrecea ani în șir ca să observe popoare din oceane. Și erau popoare în care gelozia nu exista, pentru că ea nu era parte a culturii. Unde totul era comun într-un fel, da? Unde soțiile soții, deci nu exista așa ceva, deci putea în orice moment să deci, nu era o societate monogamă, să zicem altfel. Și copiii trăind în societatea asta, ei preluau, că de fapt este o libertate absolută. Și eu cred că noi am preluat această gelozie de mici, din privind ceea ce ne înconjoară, da, văzând oamenii cum suferă de gelozie. Și eu consider că este ceva absolut artificial creat, gelozia, anume gelozia ca sentiment. Adică tu vrei să zici că această emoție, nu orice emoție este învățată social, dar tu vrei să zici că atunci când pe mine înțelegi, mă trec 20 de rânduri de sudori și eu nu pot dormi și eu îl controlez pe soțul meu în telefon și în portmoneu și după aceea mă uit pe toate accounturile lui, asta este învățat de la eu cineva? Eu spun doar ceea ce am citit, da? Că și eu am citit popoare, Margaret Mead. Sunt popoare unde nu există gelozie. Pentru că, nu pentru că asta este construct social, dar pentru că ei cultural sunt plasați într-un alt spectru. Ei nu au monogamie, deci nu există. Ce este de cultură? Leantul principal din toată povestea asta, și asta este, tu ești al meu și eu sunt a ta. În momentul în care noi nu mai percepem omul ca fiind un obiect, cum ziceam, al iubirii. Deci este o chestie de monogamie și monogamia este o chestie culturală, până la urmă. Da, dar nu este construct social, este emoții pe care noi o trăim. Da, este emoții care o trăim, dar care o învățăm până la urmă. Noi toate emoțiile învățăm. Bun, stați-le cu secund. Deci, aici da, femeile astea care, și femeile și bărbații, subiectul meu preferat la tema geluzii, dar despre femei, alea care își verifică partenerii permanent, dar știi chitit astăzi, așa, unde ai pornit? Deci, da, dacă nu-i chitit, tot e rău. Dar lasă-l și mie urățel ca și numai meu. Da, chestii din astea. Iată, iată, această, cum să zic, ridicare sau culturalizare sau, eu cred într-o gelozie o lecuțică cultă, știi? Eu nu știu cum adică un joc, un fel. Un joc, da, așa ne jucăm o leacă, da. Tipuri de gelozie. Da, obsesive. Gelozia obsesivă, dacă nu știu dacă ați privit, este un film francez foarte bun la temă, se numește Infern, apropo, cu de prin anii 80-90. Am uitat cine este regizorul și sau regizoarea. E vorba de un cuplu care locuiește într-un, care deține un hotel și locuiește în hotelul ăsta și soțul a devenit la un moment dat atât de gelos că toată viața lor s-a transformat într-un infern, dar era groaznic, deci era gelozie patologică, care el o închidea în casă, în cameră și ea nu putea ieși, ascundea cheia, deci era, și el deja. Și filmul este așa de bine pus că la un moment dat, chiar și tu ca și spectator, te prinzi că tu nu înțelegi cine are dreptate. El are dreptate în ceea ce el zice sau ea minte sau ea nu minte. Deci
se creează așa un mediu din ăsta halucinant, că deja nimeni nu mai înțelege. Pentru că prin asta trecem și pentru că, din păcate, căutând în telefoanele soților, soților și începând să-ți construiești un cap tot felul de scenarii și istorii despre ce ar putea să facă celălalt, dar de fapt proiectând, pentru că asta facem, proiectăm. Atunci noi ajungem, iată, într-un asemenea mediu halucinant în care se ajunge la abuz. Da, și acolo s-a ajuns. Apropo, pentru că se ajunge la abuz. De asta, pentru mine, de exemplu, și uitați-vă, în engleză, gelozia e envy. Sau gelozie, când se zice gelozie, e envy. E aceeași cu invidia. Ca și calitate, am ceva sau vreau să dețin ceva care nu mi-aparține, pentru că nu poate să-ți aparțină sufletul unui om. Adică, și eu văd că aici Irina întreabă, de exemplu, cum facem să nu ne mai dorim să fim primii, să nu fim geloși pe primile experiențe amoroase. Asta e, în general, o chestie care iese din toate, nu știu cum să zic, tiparele raționale. Tu să fii gelos sau geloasă pe trecutul celuilalt și asta se întâmplă. Da, și asta cred că, cel puțin pentru mine, asta e cea mai comună formă de gelozie, când tu nu vrei nici să auzi că ceva a fost până la tine, deci te rog, dacă nu am fost prima, hai măcar a doua, dar nu chiar. Da, exact. Și la bărbații exact aceeași chestie. Păi ce e asta, domnule? Dacă nu este decât un fel de orgoliu prin care tu îți demonstrezi ție că tu dar poate nici nu e vorba de orgoliu, este vorba mai degrabă de un fel de neîncredere că dar și orgoliu, și nu știu, pentru mine asta e foarte straniu, dar da, eu de exemplu cunosc acest fel de gelozie. E groaznic, dar gândește pur și simplu ce și faci tu ție. Celălalt a fost mai bun. Aha, da. Dar tu cu dânsa ce ai făcut? Da. Du-te la fosta. Ieși, da. Da, geloși pe relațiile trecute? Da. Asta e grav. Eu cred că, de exemplu, pentru mine testul sănătos sau nu tare sănătos, partenerul sau potențial partener este să-l testez deodată la tema geloziei, dacă îl vezi prea posesiv. Eu cum îl testez? Eu îmi povestesc că mai foarte simplu. Cochetez cu cineva. Sunt unii oameni care sunt foarte ok la început, știi, și peste un timp, din om începi să iasă așa, știi, ca da, pentru că de obicei peste un timp și începi să iasă, adică nu... Deodată eu pot să fii foarte ok. Fetelor, eu, de exemplu, am fost victima geloziei când aveam 19 ani, ca să ajung să fiu și agresată fizic de partenerul sau prietenul meu de pe atunci. Și nici nu a fost de ajuns pentru toată viața, pentru că eu de atunci, eu cred că m-am tratat deodată de... Dar tu te-ai tratat pentru că asta a fost impactul asupra ta și ai simțit pe tine ce înseamnă asta, dar eu m-am tratat pentru că eu am înțeles ce îmi face asta mine. Când tu ești geloasă. Când tu ești geloasă, pentru că eu natural sunt un om, chiar dacă cultură, cum zice Angelica, dar eu sunt un om foarte posesiv și gelos și din ăsta cu, mai scurt, ascendent în leu. Și când eu am început să înțeleg cât de tare mă chinui pe mine, pe interior, povestea asta a geloziei, eu am zis, stop, domnule, dar deși eu să-mi fac mie treaba asta? Deși eu să nu pot dormi noapte, ce mâinile mele să-mi tindă să caut omului în viața lui privată? De ce eu mie nu-mi ofer pace? Pentru că noi asta facem. Noi nouă nu ne oferim pace. Eu mă uit că Carolina, de exemplu, noi n-am salutat încă pe nimeni, dar mușa la trece la partea asta. Da, acum și vă salutăm pe toți, da. Carolina zice că stau și mă gândesc la tema voastră de azi, păi pot să zic că eu nu sunt geloasă. Mie îmi place concretica, zice Carolina. Eu am râs la ori cu mine, ori nu. Da. Ori cu mine, ori nu, asta tot de-am începe să fie gelozie, numai că tu o stopiezi atunci când trebuie. Pentru că, de fapt, gelozia înseamnă să nu fie ori cu mine, ori nu. Să nu existe. Asta e varianta ideală la toată treaba asta. Să-l iubesc pe om, pur și simplu. Doar ideal. Dacă ești capabilă de asta, pentru că sunt oameni care nu sunt capabili și atunci tu nu te poți impune. Tu nu poți să trăiești într-o relație fiind nefericită, dar pentru că așa trebuie, pentru că corect, tu nu trebuie să fii geloasă, pentru că tu nu trebuie să fii posesivă. Noi suntem deja persoane mature, formate. Dacă noi suntem geloase, noi suntem geloase. Și aici noi avem noi ne putem controla doar acțiunile
și dorințele. Și dacă, de exemplu, eu aleg să plec dintr-o relație în care se pierde încrederea. Dacă eu am pierdut încrederea în om, dar pentru a pierde încrederea trebuie să fie niște fapte destul de serioase făcute. Adică eu nu pierd încrederea din cauza că cineva a scris noapte un SMS. Da? Deci trebuie să fie chestii serioase și omul trebuie să-mi spună cinstit că da. M-a mințit. Da, dar stai un pic. Dacă omul face, dacă omul la un moment dat se îndrăgostește, da, sau, de altcineva. De altcineva. Se îndrăgostește. Diana, îndrăgostirea asta așa e o chestie. Mm-hmm. Se îndrăgostește. Sau face un sex, nu neapărat se îndrăgostește. Da? O partidă de sex. Este lucruri diferite pentru mine. Da, ele sunt diferite, dar ca rezultat pentru mine, ca consecință, este pe același. Deci ambele pot fi... Pentru tine, da. Pentru mine, da, eu vorbesc. Nu, dar noi vorbim de îndrăgostire, mușe, că tu ce, să-l poți întoarce înapoi, dacă el a făcut o mare iubire pentru cineva acolo, tu nu poți să-l întoarci înapoi. Dar el nu vrea să plece sau ea, înțelegi care e problema de bază, că oamenilor le este greu să iasă din confortul lor, din această stare de confort, din, pentru că se creează, mă rog, pentru ca să ieși dintr-o relație, trebuie să depui foarte mult efort și să... ai niște schimbări foarte mari în viața ta și nu întotdeauna ești gata de aceste schimbări. Și oamenii preferă să păstreze această relație și să-și trăiască această îndrăgostire conștientizând că ea posibil cândva se va finisa. Pentru dar că asta se întâmplă. Nu întotdeauna se termină, da. Dar sunt oameni care nu pleacă și nu decid să plece, care decid să-și păstreze familia. Pentru copii, pentru nănași, pentru părinți, nu importă, dar păstrează familia. Și atunci pentru tine, ca și celălalt în relație, când tu vezi că omul tău s-a îndrăgostit, da? Uh-huh. De cineva. Știi, trei copii cu dânsul. Dar acolo deja nu e vorba de gelozie, acolo e vorba de pragmatism, acolo uh-huh. e vorba de eu înțeleg că omul ăsta s-a îndrăgostit de altcineva, dar și eu am decis să mi-l păstrez. Gelozia oricum este o emoție care nu și are locul. Ea nu poate să ofere ceva bun. Tocmai este pentru că este destructivă. La fel ca invidia. Da, da, exact. Pentru că ea seamănă cu invidia. Da, au aceeași rădăcină. Și mă întreabă cineva aici care sunt limitele de gelozie. Pentru că uneori este dar puțin sau pe alocuri sau apare sau dispare. Și aici eu o să mă duc la altceva. Că emoțiile ele există, indiferent ce facem sau cum facem. Adică există predispoziția să vreau să-l posed pe omul celălalt și să fiu gelos. Dar între... emoție și acțiune, există o fracțiune de timp și tu atunci poți să decizi dacă devii foarte conștient de tine, dacă tu acționezi sau... ești gelos sau nu ești gelos. Tu dai voie acestei emoții sau nu dai voie acestei emoții și acțiunile concrete ale geloziei sunt tocmai astea. Mă bag, vreau să știu, vreau să văd. Tu știi să te controlezi foarte bine. Corect. Și să te asculți ca să înțelegi. Da. Și să te înțelegi. Da. Și să poți... bine, să înțelegi că ești gelos, nu ești gelos, gelos, nu este atât de greu, că este o emoție care te învăluie și practic te dă jos de picioare, da, da, dar să știi să te ții în mâini în clipa da. Următoare și să începi să prelucrezi cumva emoția asta, să o trăiești, da. Să începi să te întrebi de ce există. Eu, de exemplu, toată gluma într-o parte, că eu până acum așa am luat mai mult la mișto temă, dar din clipa în care eu simt că eu încep să devin gelos într-o relație, eu... la mine începe să suni clopoțelul că e momentul să pun punct relație. Da, de ce? Eu nu mai așa pot de să... Da, de ce? Pentru mine asta este foarte greu să... Dacă eu încep să fac fixație pentru anumite chestii, pentru un anumit om, dacă eu încep să fiu foarte geloasă, înseamnă că eu am obsesie pentru omul ăsta. Dar poți fi geloasă din senin sau trebuie să fie o cauză a geloziei? Eu pot fi din senin. Fi din senin. Da. Deci ai pierdut încredere și tot nu mai are rost. Dar nu e vorba, din, vorba din credere. Absolut. Tu știi, gelozia n-are treabă cu încredere. Asta e un mit. Că dacă eu n-am încredere în mine, că dacă n-am încredere în celălalt, ceea ce zici tu, uh-huh. asta nu este, asta este exact ceea ce este pierderea încrederii în celălalt, care te conduce la niște acțiuni. Dar tu, ca să pierzi încredere, deci tu nu ești gelos în mod normal. Pentru că tu e altceva aici. Pierderea aceasta de încredere este foarte subiectivă, da? Sunt oameni care sunt geloși pe loc gol. Deci, majoritatea dintre noi suntem geloși pe loc gol. Nu există motivul ăsta chiar partenerul sau partenera ta s-a uitat la cineva, s-a flirtat față de tine sau nu față de tine, dar tu știi, cunoști, nu știu ce. Dar ți s-a părut. Da. Pur și simplu ți s-a părut tu ceva. Tu ai povești în cap. Asta e tot problema. Și la tine se creează taracani. Așa un scenariu. Dar cum? Povești. Și tu începi să faci obsesie pentru scenariul ăsta. Mm-hmm. Și atât, dacă se întâmplă chestia asta,
Mergi la psiholog. În cel mai bun caz, mergi la psiholog, da. Fetelor, mă scuzați, dar eu văd că Vlada Balica abia acum s-a lipit de noi. Asta e fata care, da? Care ne-a trimis vinul. A tu, e foarte bunișor, Vlada. Mulțumesc, ne-ai surprins astăzi extrem, da, de plăcut. Da, mulțumim tare, tare mult. Chiar e bun. Asta e, da. Ziceți și voi. Eu, da. Eu la ziua mea știu ce mai băudă este. Da. Deci, încă o dată, încrederea în sine sau încrederea în celălalt nu are... Gelozia poate fi un efect al neîncrederii în sine, dar cel mai des asta este proiecție a gândurilor tale pe care nici măcar tu nu vrei să le știi despre tine. Mie îmi place. Da, cu asta sunt de acord. Asta este. Absolut. Deci, pentru că povestea asta care se naște în capul tău despre celălalt, încă o dată noi facem distincție de ceea ce ziceai tu, da? Când eu observ niște sunt niște simptome. Care, atunci și atunci eu nu devin geloasă, dar eu devin suspicioasă. Asta e un pic diferit. Stuțule, Angela Gonța, noroc. Angela Gonța se uită. Angela, noroc. Fain. Și Tania Băiena și Lucia Prodo și Belcineana Alexandru. Au, și un bărbat aici, Călin, da, Roșca. Sunt mai mulți bărbați. Mă bucur acest lucru. Deci, Diana Mereșevski, noroc. Salut. Dana Gamanji. Este Elena Andronache, salut, care a fost la noi emisiune. Este Anastasia Cireș, prietena mea, foarte bună. Angela Ioana Andronache, apropo, care adică și ești soțul și soția? Elena și Ioana. Angela Munteanu, noroc. Și inimere avem chiar. Doina Lupu. Natalia. Natalia, noroc, Benzachen. Este și vara mea, Maria. Salut! Noi vorbim despre gelozie, dacă cumva v-ați lipit din sufletele noastre adineauri. Dacă eu nu știu, ele vorbesc la tema asta, eu nu știu ce să povestesc, eu chiar nu știu ce să povestesc. Pentru mine subiectul ăsta e... Tania Buianina, care este psihologul meu iubit și preferat, întreabă cu zâmbet înainte. Care este relația dintre frica de a fi insuficient, sentimentul de a fi defect și gelozie? Versus, în ce măsură credeți că persoanele autosuficiente sunt predispuse de a manifesta gelozie? Și persoanele, tocmai asta ziceam, opinia mea este că voi puteți să nu fiți de acord. Bună seara, fetele! Noroc! Noi suntem în live. Bună seara! Eu cu tine toată viața sunt live. Da! Asta gelos a venit. Noi vorbim de gelozie, fugi! Deci, ca să revin la Tania. Tare fain. Tania, scuză-ne. Deci, eu cred că, Tania, tu ai putea mai bine ca noi, probabil, să explici mecanismele psihicului. Eu să explic din perspectivă conceptuală treaba asta. O persoană autosuficientă. Ce înseamnă persoană autosuficientă? Eu oricum se îndrăgostește. În momentul în care te îndrăgostești și asta este iubire, pasiune, devii gelos. În momentul în care asta este iubire, punct. Tu nu poți fi gelos pentru că celălalt nu este obiect al dragostei tale, ci este parte din tine. Și atunci asta, discuția asta nu se poate axa pe încredere și neîncredere în sine, pentru că astea sunt lucrurile diferite. Sau ar putea fi o situație când persoana este atât de încrezută în sine, încât știe că partenerul ei sau lui nu va pleca nicăieri, pentru că, na, și-a găsit... Deci atunci nu poți să fii sigur că altul nu va pleca. Tu n-ai de unde să depinde știi. Tu poți avea încredere în tine. Angelica, nici tu nu poți să fii sigură că tu vei rămâne în relația, oricare relație, absolut, pentru foarte mulți ani, până sfârșitul vieții, în cazul în care tu ai trăiești. Da, dar noi nu vorbim de viitor, noi vorbim de prezent. Deci ești tu geloasă la moment? Sau nu ești geloasă la moment într-o relație? Nu, dar asta aici eu sunt de acord cu... Pentru că motivele pentru gelozie e că tu nu, chipurile, nu vrei pe celălalt să-l lași să plece. Dar tu habar n-ai, poate peste două zile tu întâlnești. Mă scuzați, de fapt, dragoste, Sarenco, invitatul nostru se uită la noi, da. Noroc. Deci, nu știi. Tu n-ai cum să știi lucrul ăsta. Asta se poate întâmpla și cu mine, și cu tine, și cu tine, și cu tine, și cu tine. Da, dar noi vorbim nu despre plecare de relație, noi vorbim despre gelozie. Dar gelozia, care este motivul, cum a zis Angela? Frica de a pierde. Păi da, dar ce înseamnă frica de a pierde? A pierde când tu omul crezi, din relația respectivă. Da, dar nu pleci poate, tu. Dar paradoxul este că se poate întâmpla tu să fii foarte geloasă și peste două, trei zile, o lună, două, nu contează, tu să fii cea care pleacă de ce că ai întâlnit alt om. Da, de asta îi ziceam că gelozie este proiecție. Pentru că noi vorbim aici despre o situație când dacă o persoană este suficient de încrezută în sine, probabilitatea că ea este geloasă este mai mică decât la o persoană care nu este încrezută în sine. Asta este
o situație și ele sunt mai multe diferite, da? Pentru că situația despre care spui tu, că o persoană geloasă apoi pleacă, asta e tema de la neîncredere în sine și de la faptul că tu ești atât de geloasă și ai o frică atât de mare să pierzi, că mai bine decizi să pui acum punct aceste relații, să pleci tu prima ca să nu fii tu cea lăsată. Care este legătura între neîncrederea în sine și gelozie? Pentru că tu ești neîncrezută în tine și ești în permanentă frică că vor pleca de la tine la cineva mai bun, la cineva mai frumos. Deci tu zici ca și Tania, sau nu știu, Tania nu dat această idee. Da, nu știu ce zice Tania. Da. Că de fapt gelozia apare tocmai din cauza că tu te simți pe tine defect sau că nu ești suficient de bun. Ar fi, eu observ acest lucru deseori, că majoritatea femeilor, o fie că dacă eu sunt mai grasă sau mai bătrână, s-o dus la una mai tânără, că dacă eu eram mai frumușă, că apășine știe, poate rămâne cu mine, argumentele. Dar este stătii bullshit-uri. Păi da, dar încrederea în sine e bullshit. Încearcă și spune lui femeie și că asta e bullshit. Eu spun când vin la mine în contact. Când vine. Niciodată n-am auzit vreo femeie să spună chiar dacă era mai deșteaptă. Nu, dacă eram mai deșteaptă, ar putea lăsa precis. Sunt, dacă eu eram mai deșteaptă, cu mine asta n-avea să întâmple. Nu, Angela, nu în sens de șmecheră. Nu. Deșteaptă ca inteligență, ca, nu știu, 24.000 de cărți citite. Eu în sensul ăsta. Nu trebuie. Nu pleca de la mine sau care e finalitatea acestui gând? Dacă eram mai deșteaptă, păi ce? Nu eram geloasă? Dacă eram poate mai frumoasă, mai slabă, bai, nu știu cum, mai nu știu mai tânără, ce. Mai tânără, uitat. Dacă eram mai deșteaptă, nu pleca, am înțeles. Eu n-am auzit, sincer, eu în viața mea. Da, ai văzut oameni care se consideră pe sine proști? Da, eu, de exemplu, nu mă consider cea mai deșteaptă. Eu cam des una spun să nu și te consider cea mai deșteaptă, dar e alta... Nu, eu nu mă consider chiar proastă. Și una să spui proastă, că ești proastă și alta chiar, să te consider proastă. Nici chiar proastă, dar nici sunt chiar anumite segmente în care eu simt că prostia stă cu mine la braț, liniștită, mergem amândouă pe drum ușor, dreptușor. Dar oamenii de obicei nu sunt. Cât ești de proastă și de deșteaptă. Deci, la cantitatea de deșteptășiune. Eu când mă gândesc la Einstein, ea plânge. Dar tu crezi că el nu era dar prost? Dar nu trebuie să te compari cu alții. Segment, el era tot prost. Că vă ați găsit drept în dreptățări. Cât de proști, așa și cât de deștepți. Cât de buni, atât de răi. Noi avem întrebări. Haideți să discutăm și să salutăm lumea. Eu am văzut că aici e foarte... Veronica, salut! Natalia, Carolina, noroc, eu am uitat să sun. Eu revin după live, neapărat. Carolina, noroc. Carolina noastră de la... a voastră tot de la Sala de Aur, apropo. Uh-huh. Dar să salutăm de unde am rămas noi, Angela, noroc. Natalia, noroc, este cauză permanent. Zina Cioca, va. Olga Bejan Leva, bună, vă pup, Luguța, noroc. Tak, pe Tatiana noi am citit-o, așa, da, Bujanina. Da, Cristina, salut. Cristina Pereteatcu, Luda, verișoara mea, salut. Zina Cioga, au zis că ne privește din Copenhaga, așa că, salut. Nu știu ce oră e la voi, dar cred că e o oră. O, Elena, Elena Mitevă, privet, Lenăcica. Barbos Mariana, bună, fetelor, salut, Mariana. Inga, Viorica, salut. Inga, bună. Frezărița, cea mai bună frezăriță din Chișinău. Salut, Inga. Inga, salut. Povestea egal cu neîncrederea ce des vine din copilărie, plus dragostea de sine, mai mare decât dragostea de el sau ea. Asta scrie Natalia Benzachian. Da, noi am trecut deja. Am trecut, da, bună, scumpă, da. Salut. Sunt jos întrebări. Merg, și... Poate la mine sau nu s-au încărcat, așa că la mine cam moare telefonul, așa că... Mai salut câteva oameni, Slava, Viorica, Veronica... Pe Maria Andone am salutat-o. Pe cine mai vedeți voi? Veronica Teleucă, noroc. Gujecica, asta e la tine, nu? Hai spuneți ce faceți voi când gelozia vă năcrăvește. Ne place întrebarea dumneavoastră. Ce facem când gelozia? Baran Irina, salut, că te-ai alăturat nouă. Te văd acum. Ne năcrăvește. Deci când ne năcrăvește gelozia, luăm un prosop, îl spălăm bine în apă rece, îl năcrăvim peste față și aici trece deodată toată gelozia. Eu așa știu, fetelor. Cine ce e teala? Chiar lucra asta, lumea ar fi mai frumoasă. Eu scriu cânci. Tu scrii cânci. Normal, ea des îmi închip coleacă-s geloasă și scriu acolo. Și tu când te-ai uitat la ea, eu am simțit că inima făcea pac, pac, pac. Așa. Și șepe, rupătură. Asta e fix 20 de minute până am scris cânci. Gelozia ține de triunghiul dramei. Ea ca dispășit, e gelozie, ea ca și invidia și câte poveștile. Voi v-ați ales așa temă. Veronica, tu știi, eu alerg, de exemplu. Tu faci sport, dacă mă greșesc foarte mult. Dar eu plec din relații.
Tu dacă geloasă. Ești geloasă, tu pleci din relație. Da, eu când da, ajung la gelozie, asta eu plec... înseamnă că... Dar eu nu sunt geloasă în mod normal. Da. Deci da. Eu nu sunt geloasă, eu am încredere total în partenerii mei. Eu văd aici o grămadă de comentarii care vorbesc despre gelozia masculină și deloc despre gelozia feminină. Femeile sunt mai geloase da. Decât bărbații. Deci nu faceți Romci, aici... Romci, tu ești gelos. Salut, Marina, Romi. Elena. Și noi suntem prost la unele capitole, da? Uh-huh. Toți suntem prost la unele capitole. Nastea Cireș a scris sus undeva un eu comentariu găsit, tare fain. Hai zi. Deci, Ala Vieru ne salută din Suedia. Așa, zi. Gelozia este clei toxic și urât mirositor. Am fost gelozată și a fost groaznic să fiu geloasă și asta mi s-a întâmplat doar față de un singur bărbat. A fost și mai groaznic. Asta în cele din urmă este o adicție, o pierdere de sine. Corect, tu te topești în celălalt da. De tot și uiți ce-i cu tine. Scuzați-mă, deci este așa un mesaj de cald. Davai. Uitați-vă, eu sigur că au fost la offline fetele. Natalia Țurcan, accountul ei e. Salutări de la Puhoi. Am întârziat un pic, am fost la Săniuș. Ne bucurăm mult să că vă revedem. Cu mult respect, fiți atente. Natalia, virgulă, Nadejda, virgulă, Svetlana, virgulă. Salut fetelor! Așa. Roma, mulțumesc pentru muzica de melodie de fond. Da, aveam... Romci, ca stății norocuri. Și să fiu geloasă. Melodia de fond. Mai era aici, mai erau niște întrebări. Deci, salut din Florida, a zis Mare Andoni. Eu zic că astea cu bărbații sunt inferiori. Nu ți-a Vlad. Minunate voi noi și... Noi toți ne simțăm uneori inferiori. Melodia, aha. Da. Era o întrebare... Uite, salut din Germania. Patru femei frumoase și puternice. Natalia N.B. De scurt, eu sunt numai frumoasă. Uite, este o întrebare aici. Poate fi situația că persoanele nu sunt geloase pentru că sunt încrezute, că sunt iubite și sentimentul e reciproc. Iată, nu întotdeauna. Nu. Nu, pentru că dacă tu ai acest germen al geloziei în tine, tu îți faci așa încât acel care pe tine tare te iubește, totuna a să-și găsească cine să vorbească, că el e așa suturat de crizele tale de gelozie. Tu poți fi încrezută că el te iubește, dar să fii geloasă pentru că posibil mâine el o va iubi sau pe alta. Sau... Ieri. Nu, deci dacă ești ieri încrezut, azi ești încrezut. Da. Sau... Și ăsta tău care de an trecut sau de viața ceilaltă, el l-am văzut pe drum ieri. O trecut. Ia, așa de bună. Adesea apar discuții referitoare la soacre. Carolina iar scrie, cum credeți? Ce fel de gelozie are o mamă pentru feciorul său? Ia că exemplu bună, cel mai bun pentru a demonstra că aici nu e vorba de neîncredere în sine, că aici e vorba de posesivitate. Mama care îl percepe pe fiul ei ca pe bunul obiectul ei, său, ca pe obiectul ei și ea că e n-a să-i dă-i drumul lui măcar crechi. Deci, asta este cum să accepte mama geloasă că ea e partener, da, ea îl vede pe fiul său ca pe bărbatul ei. De multe ori. Boală. Asta este boală, dar asta se întâmplă de multe ori. Sau ca noi... pe copilul său de care ea trebuie să mai aibă grijă și iată a apărut o da, altă mică care nu ani. Are suficient de bună grijă n-are. De propriul copil. Niciodată n-a poate să aibă suficient de multă grijă ca mine. Niciodată n-a să iubească asta ca mine. Asta e catastrofă, fiecilor. Ia că aici eu încep să mă sperie. Asta e problema majorității mamelor din Republica Moldova. Da. Și puteți, cum zice, cine zice, să aruncați pătlăjele în mine? Sunt dar tu ai spus majoritate și eu nu-ți arunc cu patlăjică. De asta așa de liniște. Da, dar tu nu faci parte din majoritate. Strașnic. Păi de aia așa. Minoritate în toate. mai ales că, nu chiar mai ales în toate. Fonul cultural în care bărbații sunt crescuți în condiții foarte favorabile și ca niște mici prinți. Mamele sunt foarte geloase. Da. Din propria mea experiență, gelozia nu apare fără motiv. Eu eram cea care era atât de încrezut în sine încât nu-mi imaginam că pot simți acest sentiment urât. Din momentul ce m-am îndrăgostit cu adevărat și mi s-au dat motive de gelozie, am devenit vulnerabilă și am pus în discuție persoana mea. Am avut nevoie de circa un an să ies din această situație toxică. Sper să nu mai trăiesc acest sentiment. Lilia, iarăși, tocmai pentru că gelozia nu ține din crederea în sine, dar ține de posesivitate. Și să facem distincție, încă o dată, foarte clară, între ceea ce zicea și Angelica la început. Când eu nu devin geloasă, dar eu devin suspicioasă și vulnerabilă pentru că eu am motive și eu sunt geloasă pentru că... Angela, întrebare la tine, cred că. Vera Alex întreabă, dar se poate să atenuezi sentimentul de gelozie în partener? Se poate, dar fii gata pentru consecințe. Adică. Ce înseamnă? Opa, nu m-am așteptat, Angelica, la tine la răspunsul ea.
Păi... Deci cum faci ca partenerul tău să nu mai sau partenera ta să nu mai fii gelos? Stop, da, asta e întrebarea. Da, eu n-am înțeles întrebarea. Angela? Cum faci ca să nu fii gelos? Te porți foarte bine, devii foarte cuminte, nu dai motiv de... Doamne, de ferește! Asta e... Mă scuzați. Ironie, evident. Da. Voi spuneți, fetelor, asta e ironie, că eu tămnăm și pot să mă uit la tine rău. Dar de fapt ce faci? Sunt... Nu, e ca serios, e ca așa un scenariu. El este gelos, aiurea, ce faci? Celălalt sau cealaltă sunt geloși pentru că tu nu... Da, de exemplu. Eu tot consider că terapie altceva. Dacă vrei să păstrezi această persoană lângă tine, mergi și faci terapie. Tu nu ești persoană, adică... Sau... Mai există o terapie. Celălalt sau cealaltă sunt geloși pentru că tu n-ai știut să stabiliști niște limite foarte clare. De atât e ca să ajungi la situația pe care tu ai ironizat-o și care nimeni nu a dat deodată pe tăi din. Deci, dacă dar tu nu... asta fac, scuză-mă, dar asta fac multe femei și mulți bărbați în situațiile de criză. Ele au frica asta atât de mare să nu piardă pe celălalt, că asta și fac. Da? Da. Eu am ironizat, dar adevărul este că asta se face. Tu devii mai... Tu te transformi și atunci într-un om mai tine. Mic, mai cu minte, mai ascultător, din frică să nu-l deranjezi pe celălalt, să nu dai motive de gelozie și te pierzi, devii o umbră. Elena spune, da. În cel mai bun Elena caz. Spune comunici, dar iată cu regret nu întotdeauna comunicarea lucrează. Dar este o altă situație care am înțeles-o eu greșit, dar tot este o situație destul de des întâlnită, folosită când tu intenționat faci așa, provoci gelozie. Și nu, asta pentru poate unii asta e joc erotic, adică pentru unii, eu nu vorbesc de situațiile de joc erotic, eu vorbesc de situațiile când o faci pentru că îți pare că partenerul sau partenera cam și-a pierdut interesul și atunci tu provoci gelozia ca să întorci asta. Ei, voi vorbiți prematur. Hai să vorbim despre asta care au 20 de ani, 18. Jocurile astea de v-ați ascunsele, știi? Dacă ele fac parte din jocul seducției, asta este ok. Dar dacă tu te apuci conștient să trezești în celălalt gelozie, ai grijă ca să-ți vină înapoi. Da. Așa de tare să-ți vină înapoi, că tu nu-i să știi de cui ești. Da, dar câteodată fetițe de 20 de ani ajung la un moment dat, am vrut să zic un cuvânt mai popular, dar să zic așa, agresate. Rău agresată pentru faptul că se joacă în asemenea jocuri. Da. Eu de-aia am spus, fii gata de consecințe. Joacă pe nervi. Exact. Adică asta spus, tot trebuie să existe un limit a bunului simț. Pentru că consecințele pot ajunge deja de încălcarea legii. Și da, dacă tu vrei să manipulezi, pregătește cu, o să primești înapoi. Oftă mă gândesc, eu am avut 20 de ani și nu știam nici o brânză și nu știu cum am ajuns până la 30 vie. Eu n-am idee. Deci, eu tare mă bucur. Zice aici sunt mai multe. Mulțumesc, da. Salutări de la Ieloveni, Elena Ursu ne zice că suntem faine. Ca rezultat, unde e dragoste și încredere, zice Ana, nu va fi gelozie, absolut de acord. Posesivitatea este mai gravă decât neîncredere, ea ține din încredere, dar asta e în alt live. Sau poate că facem o temă pe posesivitate. Un offline de 8 martie pe posesivitate. Gelozia înseamnă comparație, nu sunt de acord, dar mă rog. Ion Andronache zice, tații pot fi geloși pe mamă pentru că copiii o iubesc mai mult pe ea sau invers. Odată cu apariția copiilor, soția oferă mai mult atenție și dragoste copiilor, dar și copiii pot fi geloși pe dragoste dintre părinți. Mai este gelozie între frați, surori și prieteni. Lucru, bani și tot așa, care se apropie de Ion. Asta aici invidie deja, da. Dar în momentul în care, într-un cuplu, femeia și partenerii, să zicem, creează acel spațiu de iubire, copiii nu vor fi geloși unul pe altul și soțul nu va fi gelos pe soție și soția pe soț, pentru că există iubire. Iar dacă există iubire, nu poate să aibă loc gelozie, că noi împărțim tot. Mie și-mi place, scuze-mă, eu vreau să deschid o paranteză, scuze-mă, Sofica mea, știi cum faci? Iaca. Mama, dă-mi-l și mie o leac pe tata. Super. Dă-mi-l și mie o leac, dă-mi-l dragă, dacă așa de tare vrei. O întrebare, care mie mi se pare interesantă. Dacă este gelozie, e rău, dar dacă nu este, tot e rău, da? Nu. De ce mie mi se pare interesant? Dați varianta mea, adică de ce eu văd, cum văd toată chestia asta. De multe ori, doza asta foarte mică de gelozie, da, de joc din ăsta, ea menține cumva focul ăsta, știi, al pasiunii, și în cazul ăsta, gelozia sau jocul de gelozie este benefic sau, nu știu,
Nu. Care trebuie, hai să facem distincție. Există așa de multe jocuri de seducție faine care nu presupun manipulare. Păi eu cred că, nu, stai puțin, Angela, și... eu cred că noi băgăm într-o oală toate tipurile de gelozie sau tot ce înțelegem noi prin gelozie. Noi poate trebuia să începem live-ul ăsta cu o mică descriere. Cu Jorana, ai 49! Dar stai puțin, Dana, lipsa de gelozie nu înseamnă... Ce este gelozia, de fapt? De ce? Că gelozia poate să fie din asta patologică în care tu omori omul, da? Deci efectiv îl omori sau îi tai mâinile. Dacă o țineți minte, a fost recent un caz în Rusia când fostul soț i-a tăiat, a dus-o pe soție în pădure și a tăiat mâinile din gelozie. El a vrut să răzbune și era gelos și nu știu ce. Deci iată forma de gelozie și când este gelozie în care... la partenerul tău telefonul a sfâcnit, da, că i-a venit un mesaj și a nu știu și tu de dată ai trăsărit. Asta tot este gelozie. Dar între tipul ăsta de gelozie și așa e ca să te duci să te omori partenerul, asta de mâine bunie, un organ sau o parte a corpului, dar ambele sunt gelozie. Lipsa de gelozie nu înseamnă indiferență. Da, exact. Stățule, da. Că și este un banc așa de frumușel. Anastasie Cireș l-a trimis. Dumnezeu scrie așa: fetele, banc negru. Eu își zici că așa el e frumușel. Vine bărbatul acasă, își prinde nevasta cu cel mai bun prieten al lui la un pahar de... El scoate cuțitul și îl omoară. Apoi își aprinde o țigară. Fafii mei, eu din cauza ta mi-am ucis cel mai bun prieten, la care ea se uită așa gale nonșalant. Măi, bărbate, da, tu dacă așa apvi rămâni fără prieteni. Bunișor, bunișor, îmi plac bancurile. Soțul meu e gelos că eu mă uit la voi acum, zice Dana. Oleu. Ia-l cu tine, puneți un pahar cu vin, e că sunteți jocuri faine, în care voi împărțiți timpul împreună, tare fain. Tare bun banc. Iana Pleșca scrie: egoism, a mea sau doar a meu? Apropo, eu am observat și eu chiar vreau să vă zic, pe mine, de exemplu, foarte tare mă deranjează, eu, nu că mă deranjează, eu am rugat de zeci de ori să nu-mi spun soția mea, dar și măției, dar și sau, sata, a mea, sau, a mea așa de casă. Sau da, omul meu, eu am auzit vorba asta. Meu, dar zic nu cu posesivitate. La tine nu s-a audă asta. Soția cui? Nu vreau să... iubita. Și atât, fără a mea, iubită. Dar eu iubito. Cum iubita mea, nu iubita. Hai, lasă iubită, și... soția mea, dar mă simt așa un fel de greutate, mă apucă mețeală. Nevasta. Lăsați-mă. Natalia, zici, fetelor, eu sunt geloasă pe voi, că sunteți așa de buni prieteni. Chiar să fii. Hai să le spunem adevărul. Nu ne batem. Da. E cam ușa să ieșim, ca să ne batem. Gelozia între prieteni este exact din cauza asta, pentru că mai fost câteva comentarii pe care le-am văzut eu. Tot pentru că ea meu și ea mea. Da, absolut. Și... pentru că, de fapt, prietenia este cam aceeași dragoste, doar că cu lipsă de relații intime. Da, dar în rest aceeași. Se repetă iubire. Absolut. Iubire. Nu, e că pentru mine, totuși, e că din câte noi le-am pus în discuție astăzi, un tip de gelozie, o leacă mă stresează, că asta nu știu cum de făcut. Soacrele care sunt geloase pe nurorile lor. E că e și grav. Și apropo, odată într-un live am abordat această relație, această temă, relația cu soacrele. Câtă istorie am auzit cu ăla tabu, da. Și câtă istorie am auzit despre soacre și controle, încât la mine așa deodată un tablou amplu a venit. Dar sunt și soacre care sunt geloși. Da, sunt. Pe cine? Pe fecior, da. Da. Eu am avut. Sunt. Pe fecior? Tata pe fiu? Da. Dar ce-i gelos? Că e însurat, de ce? Că e însurat și că este femeia care... rulește. Eu n-am întâlnit. Poate el e gelos că fiorțul și-a găsit o femeie frumoasă și el nu poate. El e gelos pentru că fiul lui nu mi-a aparține. Exact ca și... pentru că mama asta se observă mai ușor, cu tata asta se observă din atitudinea tatălui față de tine. Dar situații când nora este geloasă pe mamă, tot există. Deci sunt diverse. Da. Și Andra Victoria ne întreabă, dar ce este iubire? Tare greu. Vorbim, povestim despre iubire. Ce e amor? Eu nu prilej fără durere, pentru durere, căci mii de lacrimi nu-i ajung. E că asta aduce la gelozie. E că asta aduce la gelozie. Dar poeziile care au fost scrise în pentru că toată asta e bazată pe dramă. Și toate cânticile și majoritatea. Dar de fapt iubirea n-are nicio treabă cu toate. Da. Soțul meu tot e gelos. Un polițist gelos, zice Valeria Bulgare.
Victoria Sanduță. Sunt bărbați născuți cu instinct de posesivitate. Noi toți suntem născuți cu instinct, da, de posesivitate. Nu doar bărbați. Doar că bărbații poate manifestă mai des pentru că au putere fizică. Da, și asta se vede, dar de fapt noi toți suntem fix așa cum... Dar știți istorie, da, de cuplu de asta? Fa femeie, când mergi cu mine, să te îmbraci în rochițica și aia, știi, care mai scurtișoară sau... Uh-huh. Dar dacă te... unde ai pornit singurul rochițica asta? Unde ai pornit, amăia? Deci eu știu așa istorie și asta, da, nu e cu titlul de glum. Asta e grav, e foarte grav. Bun, bun, e grav. Fetelor, ia hai. Hai că hai să mergem. Dacă mă gelozează, înseamnă că mă iubește. Asta, dar... asta e mare minciună. Înseamnă că se iubește pe sine. Înseamnă că el vrea ca tu să fii ferecată într-un... Sau ea vrea ca tu să fii ferecată, ferecat într-un coteț, mititel, mititel și, da, scoat la plimbare este... în fust scurt. Ia că și înseamnă asta. Asta este vorba care dăinuie. Este gelos, înseamnă că mă iubește. Da, pentru că noi credem greșit. Că iubirea, iubirea este legată de gelozie, dar iubirea este legată, gelozia este legată, deci se numește iubire pasiune, care nu e altceva decât instinct sexual. Iar instinctul sexual ce înseamnă? Să-l posezi pe celălalt. Deci atunci când tu ești geloasă, tu de fapt vrei să te culci, mă scuzați. Știi, ce problemă? De fapt, eu nu văd o problemă în faptul... Nu, eu acum am specială. Eu nu văd o problemă în faptul că într-un cuplu... persoanele consideră că pentru este acceptabil că partenerul să nu aibă alte relații, să fie doar cu dansul sau cu dansul. Adică? Deci este normal omul să aștepte de la partenerul său că el nu va îmbla laica. Laica? Și șbilcă, ștrilcă, tu știu dat la laica. Asta în principiu e normal deja. Da, dar cineva poate spune, dar asta nu te dă gelozie. Deci tu să nu dai voie omul să duc să aibă relații sexuale cu cineva. Pentru că dacă între noi există acest legământ, noi am vorbit la infidelitate, da, despre asta. Este o intimitate. Pentru că este o intimitate care când este, tu te simți într-un fel și când ea dispare, pentru că omul deja... Ne spar că apare cu părăști de iatoși prin alte paturi. Mai vin și diversi... Omul are intimitate cu tine, are intimitate cu altă persoană, mai are intimitate cu altă persoană. Sunt diferiți tipuri de intimitate. Dar deja nu este una singură intimitate care ține acest cuplu. Păi asta deja, asta nu este gelozie. Când tu ții la intimitatea ta și tu vrei omul... Asta nu este gelozie, asta este stabilirea limitelor. Asta monogamie se numește. Stabilirea limitelor. Eu cred că monogamie este cea mai mare formă. Nu. Monogamia este forma absolută a geloziei. Nu. Ce de bun. Nu. Jealousy means that I am the owner. Nu. Corect. Nu-s de acord. Eu recunosc că față de soț nu sunt geloasă, sau este gelozie foarte ușoară, normală, dar față de prieteni e grav. Dacă aflu că a ieșit sau s-au întâlnit fără mine, e tare grav pentru mine. Cred că e frică de a fi marginalizat. Cred că pur și simplu trebuie să ne gândim ce avem noi și ce nu mai avem noi pe pământul ăsta. Și dacă nu cumva noi... Uneori nici măcar pe noi nu ne avem. E ca și noi nu suntem geloși pe noi înșine. Pentru momentele în care e ca așa turbăm aiurea și... Eu sunt gelos pe mine. Vezi? Asta e o formă de geloasă. În ce moment ești geloasă pe tine? Sunt geloasă pe mine în momentul în care e că eu petrec o grămadă timp și construiesc, de exemplu, să zicem, un proiect muzical sau montez pe redacția noastră, de exemplu, când eu aș putea în momentul ăsta să stau cu mine și scriu un cântec. Dar asta nu e geloasă. Sau poezie. Ei, știi tu și asta e luptă. Deci noi mai avem 10 minute. Tot așa. Și ar trebui să trasăm o linie sau niște linii ce este gelozia. Hai, patru. Mai citesc și mai scris noastră aceleași odată și gata. Hai. Mi-am adus aminte de un video de la Ruxi. Ia, tai un morcov și spune, m-au zis că ai dat like la o padrogă și în momentul acela, hrest și tai morcov în două. Nastica, noi trebuie să te chemăm cu noi. Da, noi trebuie să facem concluzii. Apropo, cam termin de chiar asta e foarte serios, știi cum? Dar și ai dat like-ul. Așa. Da, asta cu... Abădăm și Facebook-ul. Spațiul, da, e turbășiune total, înțelegi? Apropo, eu săptămâna trecută am citit la Dan Alexe, nu știu dacă îl urmăriți, este un... A nostru? Antonio! Ce avem și ce nu avem pe pământul ăsta? Angela, plâng! Antonio nu plânge, noi o să venim să filmăm și o să lămurim. Despre like-uri. Da. Este internet cheating, deci înșelăciunea pe internet, un fenomen
fenomen mai nou, bine, de când au apărut toate rețelele astea de socializare pe care noi stăm, în care oamenii practic duc viață paralelă, da, paralel în sensul în care ai partener în viața ta offline și în internet ai pe cineva, o iubită, un iubit pe care poate nici nu ai văzut în viața ta și nici n-ai să-l vezi, dar ai relații. Nu? Mai asta tot este o nouă formă de infidelitate, uh-huh, și este normal. E că asta, Doamne, e construct social. Da. Înțelegi când omul tău e scriitor, de exemplu, sau e poet, uh-huh, sau e muzicant. El când scrie piesa și e dor, tu nu te gândești că el tot timpul scrie, dacă tu ești sursa lui de inspirație. Că absolut, sper că nu ești așa de naivă. Știi? Și exact asta e. Pe internet, eu acum special duc în extrem, dar pe internet se poate întâmpla că el își caută sursele de inspirație sau istorie. Ea își caută sursele de inspirație, își trăiește drama în afara casei. Puțin, da, dar asta este o formă de infidelitate, a infidelității. Oh, Boже! Nu, dar și tu faci, scuze-mă, dar tu sexul e sex. El poate fi și online și tu să ai aceeași plăceri. Și? Asta este despre îndreptarea energiei. Tu știi că ai aflat că soțul tău faci sex online cu cineva și... Eu nu pot să zic asta aici, dar după asta îți spun că da. Și tu ai n-am nicio treabă. Așa liniștit și... Dar nu e vorba de porno. Dar de ce să mă bag în intimitatea lui? Nu e vorba de un om în partea cealaltă. Care el poate să aibă sentimente. Și trebuie lucru sentimentele lui. Și am eu cu asta. Și ce? Iată, asta e despre... Și ce? Angela, numai nu spune că tu ai fi de acord ca partenerul tău să facă sex online cu cineva. Da, de acord! Sergiu, fă sex online! Să aibă relații virtuale. Deci, asta nu noi înseamnă... Noi o să facem un live separat despre relații, da, despre infidelitatea virtuală. Asta nu înseamnă că eu trebuie să fiu geloasă. Nu, dar și... Oh, dar ea ca și... Dar ce mă ajută pe mine asta? Ce înseamnă? Asta e întrebare falsă, pentru că... Întrebare falsă, de ce? De ce pentru faci? Că... E una când tu mă întrebi, tu ești de acord ca partenerul tău să aibă pe altcineva? Și eu zic nu, pentru că noi am încheiat cu el un legământ. Uh-huh. Și alta când eu îmi pun întrebarea asta, pentru că în capul meu se genereze povești despre cum partenerul meu poate sta acolo. Nu, e ca, exact despre asta. Unde tu oprești? Pentru că suntem la sfârșit de live. Este... Unde tu oprești povestea? Este un caz și partenerul îți spune, sau tu afli că are... O dragoste. Dar lasă-l să aibă, să dezvolte emoțional, să iască altă chimie. Eu vorbesc acum, eu chiar am observat că asta funcționează. Oameni, tu vrei să-l înăduși cu atâta iubire, să nu-i dai voie să răsufle, să și veșnic arhiplină. Da, dar și să răsufle. Lasă-l răsufle. Mai calo Dumnezeu, iartă-mă, Doamne. O, fetelor, aici deci, sunt în pești vă gândiți la voi. Și dacă mie îmi face bine emoția asta, eu o păstrez. Dar mie, de exemplu, personal, gelozia nu-mi face bine. Și eu prefer să iubesc un om decât să îl țin în brațe ca pe un... Dacă mă înșală, nu se înțeles că el nu o să mă înșele. El vorbește pe internet, mai găsește jocuri, vine acasă, știi cum experimentează. Da, exact, dar tu vezi că înșelăciune online. Pentru tine este înșelăciune pentru care tu vei pleca. Nu. Eu i-am spus de ani, asta e fain, își dezvoltă imaginația, dar eu zi, înțelegi? Și el vine acasă și hop. Mare plăcere că el face sex cu tine gândindu-se la da. Sunt mult acolo. Viața-i mai simplă. Îți pune fotografia ei pe față și vperioadă. Te las puie. Când Nastia scrie, blin, Diana, Angela, nu divulgați secretul bărbat, mi-am ușor stai morcov în două. Dar și tu ții pe lui și-l taie. Nastia, tu te uiți cu soțul live-ul. Salutări. Fetelor, noi trebuie da. Să facem o concluzie. Că și este un comentariu care îmi place. Nina Isaccic, eu l-am blocat pe sos pe Facebook. Pentru a evita, stați un pic, pentru a evita întrebările gen, da, este și nici, da, ți-o dat like, da, și cu ți-o comentat și tot așa. Bravo! Bravo! Da, la eu Facebook... Te-a blocat? Da, el aflat. Da, știi că tu l-ai blocat. Da. Să te pup pe cea care ți-a dat like. Da, tu în seara asta ești tare activ. Îmi place, da, îmi place. Vicky Sunshine sau nu știu cine, ce Sunshine, zice, niciun fel de dragoste online, nică. Da, bun, treaba voastră. Acasă. Internet. Fetelor, noi trebuie să începem a bea vinul, este o leacă mai devreme.
Da, el de mai așa încălzit, da. Nu, nu de atât. hai să facem totuși concluziile că Angela, timpul nostru expiră. Eu am zis deja, că dacă emoția asta nu e bună pentru mine, dacă eu sunt geloasă pe cineva, pentru mine asta este semn că eu nu iubesc acel om. Realmente, eu nu iubesc acel om. Ceea ce vreau eu de la el este să îl posed. Și atunci îl posed și m-am încărat, de exemplu, ca să mă liniștesc. Sau îmi dau seama ce se întâmplă în mine și revizuiesc emoții. Iar iubirea pentru mine nu are nicio treabă cu niciun fel de gelozie. Frumos! Știi vorba ce? Comentariile cele. Frumos spus! Doamna Angela, nota 10! Hai! De ce spun? Dar eu am să recunosc că de obicei eu sunt posesivă, da? Și că? Și nu știu, am să recuiesc! Dar eu sunt posesivă și eu am niște reguli stabilite cu iubita mea. Eu sunt posesivă și nu vreau să mă lecuiesc. Și ea este posesivă, deci la noi, valorile corespund. Noi avem niște înțelegeri și eu nu sunt geloasă și ea nu este geloasă. Eu sunt posesivă, dar nu sunt geloasă. Eu da, tai deodată. Da, da, nu. Tai deci, morcov. Noi, deci este o înțelegere și până această înțelegere se respectă, nu are rost să fii. Deci eu dacă sunt geloasă înseamnă că am pierdut încredere și înseamnă că și înseamnă că oricum măcar flori de siel. Stați alea că eu nu-i rândul. Hai, eu când eram copil am citit o poveste și după asta m-am convins că povestea chiar e adevărată, despre un canar care locuia într-o colivie sau o păsărică, nevajna. Și deci această păsărică care stătea în păsărică Vlada, și să știm, e asta. Deci această păsărică care locuia în colivie, când era în colivie, ea nu cânta. Și numai în momentul în care era eliberat din colivie, trăgea niște triluri extraordinare. Apoi, iaca, ce vreau eu să și vă o să vă zic. Eu consider că libertatea este un element foarte important, care cât e posibil, cât ne duci capul, imaginația trebuie să o respectăm, pentru că asta înseamnă creativitate, asta înseamnă încredere personală și de o parte și de cealaltă. Și dacă vreți sex pe internet, nu, care e problema? Și în general, eu, de exemplu, sunt nu de altă părere. Pe Ala, serios. Nu, pe Ala să o asculte, nu mă Sergio. Hai fiecare să-și facă concluziile. Eu vreau o singură chestie la sfârșit. Lebă de Lilia scrie, tot cred că vinul vostru a început a genera argumente mai picante. Lilia, eu am băut exact două gături, dacă ceva. Deci, Angela, nu bejin. Da. E deodată whisky. Eu pot. Și noi toate putem să ne permitem să dăm argumente picante. Noi puțin nu suntem la televizor. Asta e toată diferența. Nu fiți geloși. Hai, mai bine iubiți. Dar nici sex pe online. Nu faceți dacă nu, celălalt faceți dacă nu aprobă. Aveți libertate. Dacă celălalt nu aprobă. Și acum, pauză de meditație. V-am pupat. Ne vedem când, fetele? Data de 3 februarie. Stați. Noi avem, deci, noi începem sezonul pe 3 februarie. Acelea sunt emisiuni. Deci în emisiuni noi nu bem vin și noi nu vorbim așa. Și stați o leacă, am vrut să vă rog ceva. Dacă aveți prieteni, care din prieteni? Stați o leacă. Deci dacă... Uf, mă recunosc, merg să-mi dau o palmă sau o bere? O bere. Și după aceea palme. Stați o leacă. Eu vă rog frumos, dacă aveți prieteni și dacă vă place de noi, noi avem acolo o pagină, 8 marți RL. Invitați-i și pe ei să facă like. Tare ne-am dorit să intrăm în noul sezon, măcar cu 5.000. Și apropo, Facebook-ul își schimbă acum regulile și o să vedeți. Le-a schimbat, deci le schimbă treptat pentru fiecare țară și de acum înainte o să ne puteți vedea în lenta voastră de noutăți doar dacă comentați la noi pe pagină sub postările noastre. Deci dacă vreți să ne vedeți sau intrați regulat pe pagină sau comentați sub postări ca să vă apară toate noutățile noastre pe pagina. Mă rugă! Da, să vă spun ultima, că e tare bun. Mi-ați făcut o poftă de rozie, concluzia pe azi, că trebuie de blocat soțul. Concluziile pe azi sunt următoare. Trebuie de blocat soțul și spus ala, trebuie cu sex online. Eu n-am zis asta! Dragoste și pace în toată lumea și jos posesivitatea. Pis și roze. Da. Mai pe scurt, seară frumoasă, vă pupăm, ne vedem în 3 săptămâni pe live, adică live aici în studio. Și cam tot în 3 săptămâni, într-o sâmbătă la TV cu
prima emisiune din noul sezon, care posibil va fi o emisiune cu de toate. Și cu jeșenele și cu, da, cu de toate. Și căpșunele și cu tot. Două săptămâni. Pa, pa, aveți grijă de voi. Tare, tare. Nu fiți geloși. Și nu vă blocați soții. Antonio.